Într-adevăr, avem parte de două invitate deosebite pentru că sunt un adevărat exemplu, nu doar la capitol de frumusețe, dar și responsabilitate. Andreea Lozan este tânără și are deja niște titluri în palmares. Au Little Miss Moldova 2019, Little Miss Moldova 2019, Vice Top Model Moldova 2018 și multe altele. Titlurile astea sunt foarte complicate, nu știu, eu fiind în lumea bărbaților, pentru noi e foarte complicat să le aud. Îți dai seama? Dai seama că sună... Little, bine, Little e clar ce înseamnă. Bravo. Dar cu... Și-a venit alături de mămica ei, doamna Elena Lozan. Bună dimineața! Bună dimineața. Bine ați venit! Felicitări, doamna! Mulțumesc! Aveți o viitoare mireasă foarte frumoasă. Da, felicitări, doamna! Ați muncit mult! Toate fetele sunt viitoare mireasă. Așa este, așa este. Partea cea mai interesantă, Andrei, e că tu nu faci doar modeling, tu faci și sport și faci deja de ani buni. Din câte noi cunoaștem, faci not de 10 ani și dans de 9 ani. Cum? Cum s-a pornit toată această epopee? Spune-ne și nouă. Încerc pe toate să le reușesc, pentru că atâta timp cât muncești, ai și rezultate. La vârsta de 9 ani am început modelingul. Încetul cu încetul asta a devenit parte din viața mea. Și nu cred că mă regăsesc, mă văd pe mine fără modeling, dansuri și, desigur, sport. Bine, dar dacă ar fi să alegi acum între bazin sau dans, să presupunem că nu mai ai timpul necesar sau vrei să faci o carieră mult mai amplă, ce ai alege? Una fără alta nu le pot combina, pentru că ambele fac parte din viața mea, inclusiv și modelingul. Este o parte principală din viața mea de care nu mă pot debarasa. Doamna Elena, dar este foarte complicat pentru un părinte cumva să-și susțină copilul care are izbucniri din astea și rebele pe de o parte, pentru că atunci când un copil îți spune, mama, vreau să fac modeling, orice părinte se gândește, mă, de ce, pentru ce, dumneavoastră ați susținut-o de fiecare dată. Desigur, cred că asta este cel mai important de toți părinții. Trebuie să susțină copiii atunci când ei au nevoie. Pentru Andreea, dansul și modelingul a fost foarte important pe tot parcursul vieții. Mai ales anul acesta, dansul foarte bine s-a armonizat cu modelingul, ceea ce i-a adus un final foarte bun. Premiul principal din, să spunem așa, din... După cursul de modeling, în cariera sa i-a adus premiul principal. Andreea a luat anul acesta locul întâi la concursul organizat pentru prima dată la noi în Moldova de partenerii americani. Andreea a luat locul întâi, concursul Our Little Miss Moldova 2019. Desigur, eu nu văd pe Andreea fără modeling, fără sport, fără bazin. Toate împreună avem ce avem. Dar iar părinții cred că doar trebuie să-i susțină. Sunteți de acord că trebuie să călătorească foarte mult, foarte des? Mergeți cu ea sau nu? Știm. Aceasta recomandăm la toți părinții. Copiii trebuie susținut atunci când ei își iau zbor, atunci când ei pot. Când se primește. Apropo, tu pleci foarte curând în Rusia, da. Și apoi în Statele Unite. Care este scopul vizitei? Zici că-s la peste viză. Două zile particip, merg în țara în care de foarte mult timp îmi doream să o vizitez, Rusia. Am primit participarea la acest eveniment din cadrul săptămânii modei în Moscova, Luxury Kids Fashion Week. Perfect. La care voi deschide colecția unui designer autohton cu care colaborez de mai mult timp și voi face cunoștință și cu Miss Univers Oksana Fyodorova. Wow. Și stilistul Sergei Zverev. Și nu numai. Dar tu te distrezi acolo, mergi la lume bună. Dar în Statele Unite ce o să faci? Statele Unite voi reprezenta țara noastră, o țară foarte frumoasă, cu fete foarte talentate. Cele mai talentate. Dar bărbații nici nu mai vorbim, că asta e o emisiune aparte, dragă. Te rog, mai departe. Și voi reprezenta țara noastră, împreună cu... Tu mergi singură încolo? Cu părinții. Împreună cu părinții. Da. Și pe cât este minoră încă, sigur, la urmă are nevoie de... susținere. Pe cât timp plecați în Statele Unite? Pe o săptămână. O săptămână în care o să fii plină la activități, că îmi dau seama da, că nu o să da, ai spațiu și timp acolo. Bun, dar hai să începem cu începutul, pentru că vorbim de sport, vorbim desigur și de dans. A cui a fost ideea? Părinților sau a ta? Cred că totul s-a început dintr-o joacă. Îmi plăcea foarte mult hainele, oglinda, tocurile mamei, rochile. Și totul a început încetul cu încetul, iar asta cu timpul a devenit și o parte foarte importantă din viața mea. Aș putea spune chiar și un lucru. Dar eu vreau să facem cumva claritate cu aceste coronițe, pentru că tot încerc să mă uit la ele, să le admir.
Ai putea să ne spui, de exemplu, tu ții minte care sunt de la ce evenimente? Uh-huh. Uite, de exemplu, aceasta. Aceasta a fost ultima coroniță obținută la concursul Our Little Miss Moldova 2019. Așa, dar apropo, ca să câștigi un concurs de frumusețe, de ce călătuții ai nevoie? Pentru că tu deja ai câștigat-o, poți să dai sfatul pentru tinerele care vor să participe poate în viitor. Atâta timp cât mergi pe scenă, trebuie să te simți ca un câștigător, să știi că ești cea mai bună și că nimeni nu te poate opri, trebuie să zâmbești și, cel mai important, încrederea în sine, să mergi drept înainte și spre să zâmbești. Care este scopul tău primordial în domeniul de modeling, de exemplu? Ce imaginezi să participi la Miss World sau Miss Universe? Pentru a ajunge acolo, la moment, cât încă nu am împlinit vârsta necesară, cred că trebuie să muncesc la concursurile de bază din țara noastră, poate și peste hotare, dar când voi avea posibilitatea, voi avea vârsta, desigur o să particip. Da, apropo, ca să continuăști să te întreb, că nu o să fim mari, hai să spunem așa, că și noi că nu o să fim mari, nici nu știm ce vrem să fim, no. Dar noi mai avem până acolo. Vreau să te întreb, de fapt, te gândești la o carieră în modeling, în dans, poate în not, sau te gândești la altceva? Ce ai vrea să faci? Sigur că modelingul va continua, dar aș vrea să devin prezentatoare de știri, știri din lumea modei în special, dar până atunci vreau să fiu eu o știre pentru cineva. Gata, Rodica are pe cine să învețe, știi? Că Rodica vine tot timpul să ia lumea mondială. Ea este la noi responsabilă de tot ce înseamnă fashion. Aceste două coronițe par identice. Adică mie mi se pare că ele sunt... Da, au fost câștigate la două prezentări diferite. A fost prezentare de modă la care designerul a apreciat modelele. Mulțumesc! Păi nu, să te împarți, să dai voie măcar o poză să facă. Cel puțin o poză. Dar doreau să întreb pe mama, pentru că fata în febra concursurilor uneori poate uită de emoții. Mama, câte emoții are atunci când fata este pe scenă? Sigur, mama trece toate emoțiile peste dânsa. Dublu. Dar ne bucurăm foarte mult, pentru că este o noutate în lumea modelingului. S-a început un secol nou în care modelingul este nu doar la concursurile de frumusețe trebuie să te prezinți cum trebuie să mergi pe podium, dar trebuie să te prezinți și la proba talent. Asta este ceva foarte frumos și foarte apreciat, cred că în următoarea perioadă și secol al modei. Eu sunt sigură că Andreea va reuși să le facă pe toate cu brio. Noi vă mulțumim tare frumos că ați venit în această dimineață pe la noi. Tu să fii sigură că o să ajungi o știre pentru toată lumea și vei prezenta și știri dacă o să-ți dorești. Da, mult succes în continuare, multă baftă, zbor ușor și în Rusia, dar și în Statele Unite ale Americii. Și te rugăm foarte mult să ne înveți să mergem și noi, că noi când venim pe coridor la muncă, lumea zice că nu avem cel mai frumos mers. Dar nu avem deloc.